Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre dublul eveniment desfășurat la Muzeul Municipal Media și artistul Romulus Boeru vernizează expoziția Fantezie și Realitate și lansează primele două volume din Totul despre tot. Vă invit în următoarele momente să rămâneți alături de noi, stăm de vorbă cu Viorel Ștef, muzeograful Muzeului Municipal Media și bineînțeles cu artistul Romulus Boeru. Într-adevăr, astăzi am avut vernisajul unei expoziții inedite de grafică, realizată de către domnul artist Romulus Boeru. Expoziția intitulată Fantezie și Realitate, inclusă în calendarul cultural al Primăriei Municipiului Mediaș pe acest an, poate fi vizitată la Muzeul din Mediaș până în data de 21 iulie. Bun găsit, felicitări! Astăzi artistul Romulus Boeru, să spunem așa, dublu eveniment, lansarea expoziției pe care o așteptam cu toți și, bineînțeles, lansarea cărții pe care vă doriți să o lăsați generațiilor următoare. Mulțumesc foarte mult! Asta e un vis al meu foarte, foarte vechi. Mi-au trebuit 7 ani ca să ating această clipă, acest moment. Și poate datorită faptului că m-am cam luptat cu morile de vânt, între timp am creat ceea ce ați văzut aici, ce se vede, și am scris ceea ce se va afla în cărțile mele, în volumul 1 și 2, pe care, din păcate, numai ele două am reușit din trilogie să le combin acum, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Deci, practic, astăzi ați reușit să expuneți câte lucrări? Peste 200 de lucrări, mai erau de expus, însă spațiul e mai... nu permite și mai sunt încă 124 care trebuie expuse pe care le-am donat muzeului, dar poate cu altă ocazie, cine știe, și într-o altă seară, da, mai expune și altele. Momentan, eu cred că publicul mare e mulțumit de ceea ce... O expoziție care stă pentru cât timp la muzeu? Pentru o lună de zile. Știm de o lună de zile, în același ambient, practic cu într-o lumină ambientală... Corect, în ultraviolet și în lumina normală. Și poate fi vizionată. Ce și din contextul ăsta o să vadă privitorii diferența între ce se vede la lumina obișnuită și diferența la ce scoate în relief ultravioletul. Ultravioletă, eu am descoperit din întâmplare fenomenul ăsta în studioul la fiul meu în Canada. Treceam cu o lucrare de-a mea și am văzut că arde, ca să mă exprim metaforic. Și am zis, opa, aici merge să fac ceva inedit. Și părerea mea că ceva inedit nu a mai făcut nimeni și cu atât mai mult că a realizat un medeșan, adică subsemnat. Vă felicităm încă o dată. Ce ne spuneți despre cele două volume de carte? Câteva cuvinte? Despre cele două volume de carte, cred că o să vorbească de la sine. Când o să aibă fiecare persoană cartea în mână, le vor primi cu dedicație. Acolo vor găsi întrebări și răspunsuri la ceea ce nu știu. Și poate nu aflau niciodată dacă eu nu scriam această carte. N-am scris-o întâmplător. Așa am primit îndemnul din... universul de dincolo. Ca să mă exprim metaforic din cealaltă lume. Noi vă dorim succes în continuare, pentru că urmează să vorbim despre carte în cadrul vernisajului și ne vedem la următoarele volume și expoziții. Mulțumesc de al de sus să fie. Că am multe de spus, mai am manuscrise în expectativă, multe. 13 bucăți mai sunt. Le luăm pe rând, că așa se cere, nu? Altfel nu putem grăbi lucrurile, că nu-i nimic întâmplător, până nu vine vremea, nu se realizează.